Încă nu am explicat de ce suntem aici. Practic, suntem destul de obosiți după ziua de ieri și am vrut să luăm mai încet și am decis să venim pe insulă. E normal, am vrut să mergem la castelul If, dar costa mai mult decât să vizitez insula asta și mi-o recomandat fata de acolo, de la bilete, că să venim aici. Și chiar se merită, adică, nu știu, ne-a costat pentru amândoi 20 de euro dus întors. Deci e destul de ieftin. Și plus toate atracțiile de aici de pe insulă sunt gratis. Da, adică nu mai trebuie să plătești biletea. E muzeul ăla maritim, care poți să-l vezi gratis. Este și o plajă cu pietre, care abia aștept să mergem. Să mergem. Da. Asta e highlight-ul excursiei mele. Vreau să stau la plajă. Da, deci să mergem acum să vizităm plaja aia. Încercăm să ne relaxăm un pic înainte să ajungă furtuna. Și da, recomandăm să vii pe insula asta. De zi aici, în peninsulă, în Fort Phil, Phil Phil. Hero? Oh, mamă! S-ar numi. Da. O să scriem. Am stat la plajă. Ați văzut plaja mai privată, foarte mică. A fost super, am făcut baie. Apa e perfectă. Ne-am cam accidentat la picioare. Se pare că toată lumea aici are papuci special ca să intre în apă. Pentru că e plin de bolovani. Da. Cam așa se vede. Cam așa e apa peste tot. Adică mai bolovan. Aici suntem în port. Și imediat i-a pus-o. Da, deci per total în concluzie. În concluzie, mi se pare că insula asta e cel mai bun lucru al Maseiului până acum. Că ieri mi s-a părut fain acolo în munți, dar mai frumos azi de chiar? Da, mult mai fain. De ce? Pur și simplu aveam nevoie de zoastră de relaxare. Da, da, așa la plajă, ca da. Imagine și ca ce îți oferă la fel. Stați mai mult aici? Se pare că insula asta îți oferă și munți și munte, plajă apă, și apă. Munte, da. Ai tot ce îți dorești aici. Și pentru 20 de euro o să merită să vii aici. Poți și am mâncat, m-am luat și cina, oarecum, la lunch-ul. Și da, ne-a costat numai 15 euro tot. Și e destul de ok, pentru că în oraș, acolo în port, unde stăm acum, totul e dublu. Da. Prețul este destul de bun aici. Nu sunt așa de mulți turiști. Ai mult mai multă intimitate. Pur și simplu și noi am avut, practic, o plajă proprie la mea. Da, și am fost și am văzut plaja cealaltă mai mare. Și acum vreau numai 2-3 oameni, deci, nu știu, se pare super, super bine. Dacă ai nevoie de mai multă intimitate și îți dorești asta, atunci chiar merită să vii aici. Mult mai mult decât să mergi la castel de If. Da. Unde poți să vezi simplu castelul și trebuie să plătești încă 5 euro taxe extra. Da, deci te costă 20 de euro drumul, tu sunt întors pentru două persoane, plus încă 5,40 euro intrarea de persoană, dacă vrei să vezi doar castelul. Adică, probabil e frumos, da. Da. Prefer insula. Oricum, per total, recomand locul ăsta, chiar dacă nu apare pe TripAdvisor nicăieri în locurile recomandate. Chiar merită, mi se pare un loc deosebit și da. Unic, așa. Adică nicăieri, noi chiar am căutat mult pe internet și nicăieri nu a apărut insula asta. Și mi-a spus numai doamna aia de la bilete. Nu știu, se pare că e super, merită mult mai bine. Chiar merită. Încercați și voi. Azi aici, Marseille. După cum se poate vedea, iarăși ne cățărăm. Și sunt da. Super obosit. Asta-i drum care trebuie să-l urci. Extrem de greu. Adică, ultimele zile au fost destul de obositoare. Și acum, ca să ajungem acolo, la Notre Dame, trebuie să urci un drum foarte greu. Și nu știu dacă sunt pe drumul cel mai bun, dar toți turiști pare că merg pe aici. Inițial vreau să mergem cu bicicletă, dar nu are nici.
un sens. Nu vă luați bicicleta dacă vreți să mergeți la turnul Notre Dame. O alegere bună, e biserică. La biserică, mulțumește. Nu, efectiv, e prea greu. Prea greu și să urci. E numai un kilometru de la port până aici, da. Ia tu, ia mult. Am ajuns în parcul Ferro. Destul de greu, mult de mers. Da, frumos, cam dat, da? Acolo e locul exact unde am stat în prima zi. Nu știu dacă atunci se vede. Atunci când ploua și băteam acolo. Da. Și am dat că pare plăcut. Vântul bate de foc extrem de tare. Thank you.